Bine ați venit, capricornilor, la etalarea voastră săptămânală. Ce energii curente aveți? Prima etalare este a voastră, cea de-a doua a persoanei la care vă gândiți. Ups! Șase de bâte. Asta înseamnă succes, realizare, poate chiar un câștig, un câștig financiar, poate o speculație. Marea preoteasă, da, cu siguranță este ceva legat de intuitiv, dacă voi câștiga ceva. Pentru unii să știți că vor câștiga în ambele părți, pentru că aveți regele de bâte și soarele. Foarte frumos până aici. 9 de bâte. Mai este puțin. Mai este puțin, iar aici aveți 4 de bâte, roata, luna. Și aveți și diavolul. Plecați dintr-o situație toxică și totul s-a întors în favoarea voastră. Aveți roata și 4 de bâte. Pentru unii dintre voi este posibil o călătorie în exterior. Pentru unii e o căsătorie, chiar o căsătorie. Dar cred că vă surâde la mulți dintre voi norocul dacă vă schimbați locul de muncă. Iar aici avem de-a face și cu interesul de a învăța, pentru că 4 de bâte este de fapt imaginea coloanelor, 4 coloane, 4 stâlpi a unei case, a unei instituții. E un fel de a spune baza voastră de învățământ, de de specializare, prin care puteți lua, prin care aveți un câștig, mai bine zis. Și pentru unii dintre voi, cu siguranță, este un câștig mare. De ce? Pentru că aveți aici regele și soarele. Și cei care sunt singuri, cu siguranță, vor avea o mare surpriză. Mai ales pentru că avem și luna. Deci la o schimbare de lună, posibil chiar în eclipsa lunară, sunt emoții foarte puternice. Voi posta chiar pe comunitate ca informație. Dar aici cu siguranță este ceva foarte frumos. Și mergem mai departe. O realizare, un succes pe care îl veți avea, un câștig. Șase de bâte și hierofantul. Cu siguranță unii dintre voi veți merge pe o legalizare a unei relații, dar aveți și un câștig, mai ales cei care aveți de-a face cu un job tradiționalist. Dacă este vorba de ceva la care mai modern, ceva care încercați, fie prin internet, hierofantul vă arată că de fapt ar trebui să lucreze în metodele tradiționaliste. Dar cu siguranță aici este o relație. Marea preoteasă, au venit două, Marea preoteasă, 7 de săbii și îndrăgostiții. Wow! Am senzația că cineva vine spre voi și nu vă așteptați la această surpriză sau la apariția acestei persoane. Regele de bâte. Da, călătorește spre voi. Un succes extraordinar. Soarele vine din străinătate. Posibil o călătorie din străinătate. Sau poate chiar voi sunteți cei care veți merge, dar asta este imaginea pe care mi-o dă. Regele de săbii,
un succes major într-o afacere. Regele de săbii vine cu claritate, cu documente de semnat și aveți hierofantul. Fiți atenți la ceea ce semnați, de ce? Pentru că am de face și cu ceva intuitiv. Aici nu trebuie să vă duceți pe, numai pe ceva intuitiv. Aici mergeți și pe ceva concret, clar, pentru a nu pierde. Posibil să luați o decizie, pentru că aveți un 7 de spade aici, să luați o decizie. Să vedem ce avem aici, da, un 10 de bâte. Asta înseamnă că veți lua o decizie, puțin cam grea, dar decizia respectivă este bine să fie luată logic și nu prin, nu numai intuiția care vă spune. Deci e un fel de a vedea numerele. Dacă doriți să schimbați ceva sau o afacere. Regele, 2 de monede, iar au ieșit 2, iar aici avem nebunul și 8 de spade. Vă este teamă poate să intrați într-o relație sau pentru unii dintre voi vă este teamă să legalizați o relație. Preferați să fiți împreună cu persoana respectivă, dar fără legalizarea relației respective. E un fel de... vă este teamă să nu se schimbe ceva în momentul în care legalizați. Dar, de fapt, persoana respectivă chiar vrea să vă ofere totul, pentru că aveți regele de monede. Deci aveți încredere. Haideți să vedem cine este persoana respectivă. Veți lua niște decizii. Și deciziile sunt foarte bune și acest rege este extraordinar de bun ca energie. Câștigați succes, romantism. Ce avem de la persoana cealaltă? Ce dorește să vă ofere, ce gândește pentru voi. Vedeți? Este asul de cupe. Asta înseamnă că încearcă să vă ofere iubire și este o nouă iubire, o nouă oportunitate în viața voastră. Capricornii sunt norocoși. Echilibrul, posibil să fie un săgetător, 9 de monede, poate fi și o fecioară, aici aveți divergențe la servici, ceva toxic, care vă disturbă viața amoroasă, dar cu siguranță persoana care vine în viața voastră vă iubește. Iar aici aveți un 5 de spade și 4 de cupe. Simțiți că sunteți dați la o parte sau că ați pierdut într-un fel în această relație, dar vedeți voi aici, este foarte important ce aveți aici. Aveți roata, justiția și luna. Wow! Și toate din arcana majoră. Nu este numai un contract prenupțial, aici este un contract pe care l-ați semnat pentru a veni sau reveni în această viață și cu siguranță persoana care face parte din viața voastră sau va veni acum în viața voastră, veți simți emoțiile respective mult mai mult acum când va fi eclipsa și este ceva karmic. E un fel de a se prescrie exact ceea ce v-ați dorit voi. E un fel de ați semnat ceva între voi. Va trebui să se înfăptuiască ceea ce aveți. Împăratul, da. Deci aveți un trecut împreună. 3 de monede, asta înseamnă că posibil într-o altă viață sau acum unul din voi a avut o a treia relație, 5 de bâte și va trebui să ia o decizie.
Va trebui să vedeți unde mergeți, dacă veți alege cu inima ce trebuie să faceți. Foarte clari ceea ce vă doriți și vă impuneți. Soarele, cu siguranță, o energie extraordinară. Deci, cu siguranță, voi ați fost în altă viață și persoana respectivă este o persoană independentă. Pentru mulți dintre voi este un câștig financiar. Vine cu un câștig financiar. Poate vă deschideți chiar propriul vostru job. Va trebui să luați o atitudine aici. Noua dragoste sau poate este de fapt o iubire nouă care vine în viața voastră. Dacă vine pe o lună, pe o clipsă de lună, nu o luați ca pe un nou început. Pentru că nu este cazul. Ci pur și simplu încercați să vă mențineți, sau e posibil să se întâmple niște certuri, niște divergențe pe care nu ar trebui să le cereți acum, să luați o decizie, mai ales pe energiile respective. Wow! Sunteți suflete perechi. Da. Simțiți că sunteți lăsați pe din afară, dar ceea ce este important este că, de fapt, energiile pe care voi le aveți aici vă aduce împreună. Deci va trebui să rezolvați problema acum, în această viață. Orice aveți de împărțit, orice ar trebui să discutați. Mai puțin plăcut este la muncă și la muncă este bine să vă mențineți răbdarea, să încercați să nu ripostați prea mult, pentru că nu puteți să luați acum o decizie de a vă schimba serviciul. Mai bine folosiți remedii. Este exact ceea ce spuneam. Degeaba dai o predicție cuiva, predicția respectivă ar fi cea mai bună să poți să dai un remediu pentru a nu se întâmpla niște lucruri nefaste. Deci, cinciul acesta de 2 ori 5 de bâte, eviți o ceartă atunci când te menții calm, când ai o energie pozitivă și încerci să treci peste acel ceva care de fapt te induce într-o ceartă. Numai bine, ne auzim cu bine, dar voi aveți noutăți extraordinar de frumoase. La revedere!